Bă, lumea vlogului e super mega diferită în ultima vreme, pentru că apar fel și fel de camere, apar fel și fel de trepied de mod de a monta camera de... Chiar și cu telefonul poți să faci vlog în ziua de azi. Și eu am făcut, chiar am făcut, cred că primul meu vlog pe care l-am pus pe canal a fost făcut cu telefon. Nu sunt extraordinar de mândru de vlogul ăla pentru că a fost filmat cu camera frontală. Nu mă întrebați de ce, dar eu am vrut neapărat să văd ce vede telefon. Așa că azi vorbim despre un setup pe care îl poți face să faci vlog cu telefonul și anume ăsta. Arată destul de interesant, arată cumva profi, dar și ciudat în același timp, pentru că nu ești obișnuit să mergi neapărat cu așa ceva pe stradă. Normal că dacă vrei, poți să simplu stai cu telefonul, mergi cu el pe stradă, te filmezi fără absolut nicio problemă, indiferent că e camera de spate sau camera frontală. Practic tot vlog se numește, că vorbești la telefon sau la o cameră anume și spui ceea ce ai de spus. Dar aici vorbesc celor care vor să aibă un vlog mai calitativ folosind telefon, adică nu au o cameră neapărat și vor să investească totuși puțin cât să aibă o calitate ok în vlog făcut cu telefon. Dar înainte de asta, hai să dăm cu intro și să beau și eu niște cafea pentru că e dimineață și am nevoie de cafea ca să vorbesc atât de energic. Hai cu intro! Pa! În cazul în care vă întrebați de ce sunt schimbat în momentul de față este pentru că mi-am dat seama că a mea dragă cameră nu a vrut efectiv să focalizeze. Și mi-am dat seama asta după ce am filmat, cred că 30 de minute, am lăsat, am început să editez, am făcut proxy-uri pentru Premiere Pro să încep să editez. Și asta s-a întâmplat, cred că la vreo 3-4 ore distanță mi-am dat seama că nu a focalizat. Și așa că reluăm din nou, hai să revenim la unde am rămas. Și anume, bun, luăm tot setup-ul ăsta, luăm de la capăt, îl luăm bucată cu bucată să vedem exact din ce e compus și la ce preț ajungem per total ca să facem vlogul o lume mai bună. Avem în primul rând un trepied, un trepied care este mulabil, poți să-l formezi cum vrei tu, poți să legi în jurul unui copac dacă vrei, în jurul unui stâlp, poți să prinzi niște cadre destul de diferite sau spectaculoase, să zicem, dacă vrei să folosești trepiedul ăsta. Este practic o clonă a unui Joby Tripod și Joby Tripod este un trepied destul de scump, așa că ăsta ajunge undeva la 70-80 de lei maxim prețul ăsta, numai că nu-ți oferă posibilitățile pe care le are trepiedul la un preț mult mai mare, dar te poți folosi de el pentru început să ai niște cadre super faine, mai ales că e ușor de ținut în mână și are gripul ăsta care din burete se simte bine în mână. Următoarea bucată din setup-ul pe care l-am făcut eu este un L-arm, un braț în formă de L, că na, și numele îi spune. Ideea este că brațul ăsta mi oferă câteva posibilități în plus. Pe lângă faptul că pot să prind direct telefonul de el, pot să mai adaug și niște chestii, cum ar fi o lumină și un microfon. Vorbim imediat despre amândouă. Mai ales că are un grip de piele aici, poate fi ținut direct de aici dacă nu vrei să-ți cumperi un trepied. Deci încă un bonus pentru brațul ăsta. Bun, și acum să trecem la detalii. Vorbim în primul rând de o lampă, o lampă care nu este obligatorie, adică nu ai nevoie, dar te ajută extraordinar de mult, mai ales dacă vrei să ai lumină și să faci vlog acolo unde nu ai lumină și vrei să faci vlog. Așa că o lampă care cred că mai am puțină baterie, da, face diferența în momentul în care vrei să faci vlog în întuneric și te ajută extraordinar de mult pentru că poți o prinzi de brațul L. Brațul ăsta în formă de L, eu îl prefer în formă de L, nu de L. Brațul ăsta îl prefer extraordinar de mult pentru că vine cu două adaptoare monturi tip cold shoe unde se pot pune chestii cu montură tip hot shoe. Sunt două chestii, hot shoe și cold shoe și vine una într-alta. Dacă ați văzut blitzuri de aparate de SLR, de alea mari și luminoase și care se folosesc de obicei la evenimente, ați văzut că are un tip de montură diferit, adică n-are nici filene așa, este ca o plăcuță, ceva care intră în altceva. Hot shoe intră în cold shoe. Da. Pentru cine înțelege, are sens ce zic. Microfonul pe care l-am este un Boya MM1, este un microfon excelent, este un microfon de tip mini shotgun și dacă știți, microfoanele shotgun au un pickup pattern de tip cardioid, adică ele preiau sunetul din față și mai puțin din prejur și aproape deloc din spatele microfonului, așa că este un microfon destul de bun pentru a face vlog afară, pentru că nu prea îți preia sunetele din jur. Cel puțin nu atât de tare cât ar prelua un microfon de la iPhone direct, de exemplu, pentru că microfonul de la iPhone, dacă nu știți, de fapt sunt trei microfoane, are unul sus în dreptul camerei de selfie, unul jos în dreptul difuzorul și unul pe spate în dreptul camerei normale a telefonului. Așa că un microfon de tip shotgun este mult mai bun pentru vlogging, mai ales că îți preia strict sunetul care vine de la gura ta, dinspre tine. Ultimele două chestii care fac parte din acest mirobolant setup sunt telefonul în sine și adaptorul pentru telefon, care practic este ceva cu arc în care se pot prinde telefoane cu diferite dimensiuni și este super mișto pentru că funcționează cu mai multe tipuri de telefoane și este foarte ușor de prins pentru că jos, în partea de jos, are un filet care se prinde de suport în sine, de acest braț L. Acum, pentru a conecta microfonul la telefon, nu știu dacă știți, dar mufele
înțelege că suntem mai multe feluri, gen TRS sau TRS, tip, ring, sleeve, de la asta vine T-ul, de la tip, R de la ring și S de la sleeve. Și TRS este tip, ring, sleeve și TRS este tip, ring, ring, sleeve. Și diferența dintre ele două face faptul că unul acceptă doar un canal stânga, canal dreapta și practic ground, care este împământarea cablului, și unul acceptă canal stânga, canal dreapta, microfon și împământarea cablului. Și cum știm că începând de la iPhone XS, Apple s-a hotărât dintr-o dată să nu mai ofere un adaptor de la mufă jack la lightning port, pe care a trebuit să cumpăr un adaptor separat, așa că avem și adaptorul în pachet, pentru că altfel n-am cum conecta microfonul direct la telefon. Acum faptul că Apple a vrut la un moment dat să scape de mufa jack, da, ne-am cam obișnuit cu toții cu ideea. Am cumpărat adaptorul ăsta pentru a putea folosi microfonul. Acum hai să facem un test, să vă arăt cum sună o înregistrare folosind microfoanele telefonului și cum arată o înregistrare folosind microfonul Boya MM1. Să vedeți o diferență și vedeți că face diferența în calitatea audio. Bun, ăsta este un test cu o filmare de pe iPhone, o filmare clasică, dar folosind microfonul Boya MM1. În momentul de față auzim sunetul de pe microfon tip shotgun, care ar trebui să facă o diferență față de microfoanele unui iPhone. Și acum hai să facem trecerea la microfoanele unui iPhone, să vedem cum se aude. Și asta este o înregistrare folosind microfoanele unui iPhone. El își alege automat microfoanele pe care le folosește, fie că este cel din spate, fie că este cel de la cameră, fie că este cel din dreptul difuzorului, în funcție probabil și de camera cu care filmezi, pentru că dacă filmezi cu camera din spate, cum fac eu acum, probabil el își va selecta microfonul din spate ca să mă audă cumva mai bine. Dar în momentul de față vrem să facem doar o diferență între cele două tipuri de microfoane, să vă arăt dacă într-adevăr merită să vă cumpărați un Boya, un tip de microfon tip shotgun, sau dacă puteți să folosiți direct microfoanele unui iPhone. Folosind un alt microfon față de cel pe care îl oferă iPhone-ul, ai o gamă mai mare de frecvențe pe care le poți folosi la editare apoi în postproducție. Adică poți să te joci mai mult cu sunetul unui microfon de tip shotgun decât unui microfon a unui telefon. Îți oferă un pic și de bas în voce, face o diferență acolo. Și o să vă dați seama de asta în momentul în care într-adevăr începeți să editați. Și acum, ca să facem un total, să vedem exact cam cât ar costa acest mini setup și dacă se merită într-adevăr să investești în așa ceva doar ca să ai acolo o chestie în plus, să poți face un vlog mai calitativ și te simți mai încrezător în momentul în care faci vlogging, hai să vedem exact un total. Și ar fi așa, o lampă ca cea pe care o am eu cu 36 de LED-uri a costat undeva la 80 de lei. Pe acolo, undeva la 80 de lei plus minus transport. Apoi un microfon Boya MM1 îl găsiți cred că pe la 100-100 și ceva de lei. Apoi brațul tip L îl găsiți undeva pe la 40 de lei, cred maxim 40 de lei. Clema pe care poți să prinzi microfonul este undeva la 12-15, maxim 20 de lei. Iar trepiedul îl găsiți undeva pe la 70 de lei. Și ajungem la un total de 330 plus minus transportul pe acolo dacă mai este. Sau poate găsiți oferte care vă sunt în avantaj în situația de față. Ăsta este setup-ul pe care îl folosesc eu în situații de criză, atunci când nu am cum căra o cameră după mine sau dacă nu știu, vreau să plec într-o altă țară și chiar nu am cum căra tot rucsacul meu. Și o să facem un video despre asta, ce se află în gear bag-ul meu. Și nu uitați, dați un share, un like și un subscribe. Și la subscribe butonul, la clopoțelul ăla, pentru că la practic este butonul de abonare, să primiți notificări atunci când postez. Vă mulțumesc extraordinar de mult că sunteți aici și sunteți în continuare, susțineți canalul ăsta. Sunteți cei mai tari. Eu v-am pupat, vă mulțumesc. Ne vedem data viitoare la următorul unboxing. Pa! Se simte mie, și te ajută extraordinar de mult, este mult mai bun pentru vlogging, Ăsta este, serios, atât de mult să-și mă bate? Dar lăsăm asta pe altă...